Dragile mele, vă salut și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să fie o despachetare, un unboxing așa mai mic și o să vă arăt ce am cumpărat de pe magazinul meu iubit. Practic comand foarte des de pe el. Linkul ca de obicei o să-l las în descrierea videoului, fiindcă foarte multe fete m-au întrebat de unde am cumpărat aceste materiale, fiindcă am mai am pe canalul meu un video cu despachetarea materialelor pentru broșe. De data asta tot o să fie materiale pentru broșe, numai că am comandat foarte puține și, cum am spus de la început, linkul o să-l las în descriere, dar dacă multe fete nu îl găsesc, pot să-mi scrie în Instagramul meu, acolo mi este cu mult mai ușor să las linkul, mai ales că doamna de la care comand eu tot are pagină pe Instagram și chiar magazinul ei tot ușor puteți să-l găsiți pe Instagram. Și deci o să vă arăt ce am comandat de data aceasta. Eu am desfăcut și m-am uitat așa, am tras cu ochiul să văd dacă tot este din lista în care am comandat tot. Și de data asta, cum am spus, sunt foarte puține materiale, fiindcă am comandat în mare parte multe încheietori, fiindcă foarte repede se finisează încheietorile și o să încep cu ele. Mi-am comandat de data asta și de 4 cm, fiindcă data trecută nu era un stoc. Eu mereu îmi comand și pe culoarea aurie și pe argintie și pe aurie. Mi-am comandat și așa mari, de 4, de 3 întreg și 5, de 2, fiindcă și astea de 2 cm câteodată am nevoie pentru broșele astea mici, care le pun ca cadou când o persoană comandă mai multe broșe. Iată, așa sunt încheietorile și deja spirala aceasta strânsă, care practic eu o folosesc numai la prelucrarea, deja fac conturul broșii cu această spirală și deja mai prelucrez și partea din spate tot cu această spirală. Îmi place foarte mult cum se privește partea din spate la această spirală. Acum o să vă arăt un exemplu cum arată o broșă când o prelucrez cu această spirală. O să vă arăt aceste două inimioare. Am crezut că mi-au rămas în stoc broșe prelucrate cu această spirală, dar din păcate, precum vedeți aici, eu am prelucrat-o numai pentru cusutură așa gingașă, dar vreau să vă arăt, uitați-vă conturul ce de frumos arată și la asta, la altă. Și asta deja am prelucrat-o cu biserul. Biserul acesta finuț și îngust, tot puteți să-l găsiți la doamna aceasta în magazin. Și uitați-vă ce de gingașe se primesc cu această spirală. Multe fete fac conturul prin alte metode. Eu mereu aleg această spirală și mai ales această spirală de 1,25 de milimetri, fiindcă am și de 1 milimetru, dar mi se pare că este îngust. Și anume îmi place la aceste inimi cum se așează această spirală lătuță, adică mai grosuță. Și am luat așa una argintie galbenă, una așa sur, dar parcă bate în roz, este o culoare nouă care am luat-o. Și deja aici mai am așa un galben, dar puțin mai alb. Și cred că două așa s-au primit, două așa și două așa, și mi-am luat una galbenă, fiindcă galben mai am în stoc. Și deja mi-am mai completat stocul cu un așa amestec de mărgele roze. Asta este cadou. Eu taman acum sunt în proces să fac o broșă neagră, o să-mi prindă foarte bine. Mi-am luat două seturi de mărgele negre amestecate. Aceste seturi îmi plac enorm de mult, fiindcă aici găsești mai multe tipuri de mărgele lungi, așa, galbene. O să desfac un pachetel și am să-l torn într-un recipient, așa să vedeți mai bine. Și uitați-vă, dragile mele, ce amestec frumos! Găsim aici, cum am spus, mărgele negre mai lungi, mai înguste, pătrate, formă așa mai ascuțită este aici. Este așa ca un dreptunghi.
și deja pătrate transparente, galbene. Eu practic aceste galbene mai lătuțe, adică mai lungi, le folosesc pentru broșile turnul Eiffel. Se privesc foarte frumos, iată așa. Și chiar aceste galbene îmi plac foarte mult, că sunt și cu factură și fără factură. Și vreau să vă spun că acest con este foarte comod, fiindcă când torni în el, este foarte comod să le torni înapoi în pachetel. Și ne-am luat încă niște tălpi, cum le spun eu, pentru cristale, fiindcă am câteva cristale care sunt fără talpă, dar sunt atât de frumoase încât am vrut să le folosesc în broșe. La început am vrut să le folosesc în cercei, dar după cum am uitat și am analizat că pentru cercei sunt prea mari și am hotărât să-mi iau talpe și să le folosesc pentru broșe. Și în marea majoritate comanda aceasta am făcut-o pentru aceste lănțușoare cu pietre. Mi-am luat așa alb, verde, un roz, roz alb, fiindcă piatra înăuntru este albă, sper că se vede, dar tălpița este roză. Un așa alb, un verde deschis, un roșu. Deja cred că cu acest alb sau roz am să fac o broșă bufniță, fiindcă am o comandă. Și am luat așa un lanț, dar nu este cu diamante, dar este cu perluțe. Sper că se vede foarte bine. Și această brățară, cred că am să o încerc de curând pentru un nou model de broșă și cred că se va aranja foarte mult, că am văzut că foarte multe fete folosesc această brățară cu perluțe. Dragile mele, și aceasta a fost despachetarea coletului de astăzi. Linkul, ca de obicei, cum am spus, o să-l las în descriere, așa o să puteți și voi intra și găsi ceva pe plac dacă sunteți în căutarea materialelor de calitate și dacă doriți să începeți și voi să creați broșe sau, de ce nu, și cercei, fiindcă doamna are și materiale de calitate și pentru cercei. Eu vreau să vă mulțumesc, ca de obicei, că mă urmăriți cu drag, că vă abonați și, bineînțeles, vă aștept cu like-urile voastre și cu întrebările care o să apară pe parcursul acestui video și, bineînțeles, nu uitați să vizionați și pagina mea de pe Instagram. Acolo postez mai multe poze cu lucrările în care folosesc aceste materiale care le comand de pe acest magazin. Eu vă mulțumesc încă o dată și cu mult drag ne vedem data viitoare. Pa, pa!